Ai veni din cer, de la Dumnezeu, dar noi n-am știut și te-am prigonit. Ai veni din cer, de la Dumnezeu, dar noi n-am știut și te-am prigonit. Eu sunt, nu scap în unde
când te-am chemat, m-ai ascultat. Întotdeauna când eram jos, tu m-ai ridicat. Meșteșul și ea, Doamne, apoi m-ai încurajat. Mi-ai spus să merg înainte, căci tu, Doamne, m-ai iertat. Mi-ai uscat-o cu un veren, Domnul tău cel sfânt, și-n slujba sfinților mai vreau să-ți cânt. Yeah.
Ediția 10-a la această conferință de familie și binecuvintesc pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu din cer s-a îndurat de noi și ne-a binecuvântat și vreau să vă salut cu toată bucuria. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Vreau să salutăm cei care sunt cu noi pe acest canal de televiziune, pe Credo TV, toți acei care sunt telespectatori care sunt cu noi în această seară, în aceste seri, la acest eveniment. Și vrem cu toții să ne bucurăm pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunat în care ne-a adus atât de multă bucurie și pace și mă bucur că Dumnezeu, în dragostea Lui, ne-a binecuvântat să putem să ajungem la acest frumos eveniment. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Cu toți simțim nevoia, resimțim nevoia de fericire. Și poate că există oameni care o caută pe diferite căi. Cu toții știm că această nevoie o căutăm în diferite locuri. Dar sub acest generic vrem să chemăm toți acei care suntem prezenți și să observăm că secretul fericirii este doar atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu. Și aș vrea să spun că două instituții sunt create de Dumnezeu în lumea noastră. În această lume există foarte multe instituții făcute de oameni și sunt de mare ajutor. Dar două instituții sunt făcute de Dumnezeu în lumea noastră. Este familia, prima instituție, și a doua, biserică. Și noi nu putem să avem o biserică puternică dacă nu avem o familie puternică. Iată că sub acest psalm în care vine strigătul lui Dumnezeu pentru noi, sub această ediție, ediția 10-a, este secretul fericirii în familie, este doar atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Și pentru că cu toții ne-am apropiat la acest eveniment, alții au făcut sacrificii imense. Suntem
la acest eveniment cu toată bucuria, cu toată dragostea. Și mă rog ca în acest timp în care lumea actuală se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și este cuprinsă de amărăciune, este cuprinsă de nefericire, zilnic vedem știrile că cel mai mult atacat și este atacată familia. Noi astăzi vrem, prin dragostea lui Dumnezeu, să căutăm acest secret, cei care l-au descoperit. Vrem să spunem și altora. Iar cei care încă n-au descoperit acest secret de fericire, vrem cu toții să ne apropiem de Dumnezeu. Amin? Într-o lume în care actual oamenii se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, o lume sceptică, care pune îndoială orice argument divin, noi vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Și mă bucur că dacă începutul nostru al acestor conferințe am început cu un număr foarte mic și foarte puțin am înțeles aspectul acesta frumos, treptat Dumnezeu, la fiecare ediție, numărul de familii a crescut, interesul pentru fericire a crescut și nevoia de Dumnezeu a crescut în multe inimi. De aceea îl binecuvântăm pe Dumnezeu că la această ediție, la această conferință în care actual suntem în acest oraș, la Sinaia, să rugăm pe Dumnezeu ca El să aducă multă fericire în viața fiecărui. Amin? Și fiecare să înlăturăm amărăciunea. Amărăciunea apare atunci când noi stăm separați de Dumnezeu. Partea tristă este că instituția aceasta care înseamnă familia este singurul lucru care s-a adus în lumea noastră, care s-a adus partea edenică. A fost secretul acesta adus din lumea noastră. Ceea ce este trist că Adam n-a trăit mult în Eden. Prea puțin a trăit. Și din moment ce a ieșit din Eden, a trăit experiența mărăciunii. Înseamnă că Dumnezeu ne cheamă să trăim o viață edenică, o viață apropiată de Dumnezeu. Vă invit să stăm ridicați cu toții în picioare și aș vrea să rostim o rugăciune. Să rostim o rugăciune, în primul rând, pentru noi. Pentru noi că Dumnezeu este sursa de fericire. El care este Creatorul, a creat omul să trăiască în Eden și fericit. Dacă există familii nefericite, nu este că Dumnezeu vrea lucrul acesta. Nu că este alegerea lui Dumnezeu. Alegerea este a multor familii care vor să trăiască în afara Edenului, adică în afara existenței a voii lui Dumnezeu. Dar dacă noi vrem să avem această sursă de fericire, adică pe Dumnezeu, vă invit cu toată dragostea și vă spun cu toată bucuria, bun venit la această conferință, la această ediție și să ne rugăm ca pe parcursul acestor 6 sesiuni să aducă Dumnezeu multă mângâiere, multă pregătire și să ne pregătim cu toții încât atunci când ziua hotărâtă de Dumnezeu, când El va fi revenirea Lui în lumea noastră, să nu ne pierdem cei dragi, să ne pierdem copiii, să ne pierdem familia. Și dacă Dumnezeu ne-a dat această comoară, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, tot ce mi-ai încredințat, suntem împreună la picioarele Tale sfinte și slăvim numele Tău. Cu toții stăm în rugăciune. Sunt 10 ani de har din partea lui Dumnezeu, ediția 10-a, și ne bucurăm că împreună putem să fim la acest eveniment frumos în care să ne bucurăm cu Dumnezeu și de ce nu să mulțumim și celor care sunt cu noi. Adevărul este că această viziune a fost doar la nivel de biserică locală, o biserică care este doar într-un sat, în județul Galați, dar iată că s-a extins această lucrare și ne bucurăm că sunt cu noi frați și prieteni din mai multe orașe și din diaspora, din Anglia, din Belgia, din Oradia, din Râmnicelu. Sunt foarte mulți cu noi și ne bucurăm și vă salutăm cu multă bucurie. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Vrem să salutăm cu multă dragoste pe pastorul nostru, care este ca și conferențiar în această seară, care va sluji Domnului.
fratele pastor, fratele Florin Ianoviș, care este împreună cu soția lui, cu sora Mina. Dumnezeu din cer să-mi binecuvinteze. Sunteți un pastor iubit și binecuvântat de noi și ne bucurăm pentru că cu toată dragostea v-ați pus la dispoziția lui Dumnezeu. Vreau să mulțumim de asemenea și primarului care este primarul comunei noastre, Comuna Brăvășești, Dumitru Mircea, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Totodată vreau să salut echipa de cântăreți, vreau să salut întreaga echipă, împreună cu fratele Oniță, împreună cu frații diaconi, conducătorii bisericii din București, Târgu Mureș, Cluj, Brașov, de pretutindeni. Slavă lui Dumnezeu că suntem împreună! Suntem bucuroși pentru că dragostea lui Dumnezeu este cea care ne constrânge, adică ne obligă și totodată aduce această pace și fericire pentru noi și ne bucurăm de părtășia lui Dumnezeu. Dorim în continuare să avem un timp de cântare. Invit echipa de cântăreți să pregătească un grupaj de cântări, iar pentru început vrem să avem un gând de rugăciune prin fratele Matei, iar în urma acestui rugăciuni vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu prin fratele pastor Florin Ianoviș. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Vrem să cântăm împreună, vrem să binecuvântăm pe Dumnezeu, vrem să avem această experiență frumoasă. De ce? Pentru că noi am găsit acest secret al fericirii care este Dumnezeu. Așa cum spune psalmistul, cât pentru mine, fericirea mea de Dumnezeu este să mă apropii. Dacă unii vor să se îndepărteze, treaba lor. Dar partea noastră, chemarea noastră, este să ne apropiem de Dumnezeu, încât să fim o plăcere pentru Dumnezeu și pentru cei care ne vor cunoaște. Amin. Oh!
glase slabe. Sunt aici, dorim să fac doar voia ta. Sunt aici.
să vizionez perfecțiunea lor și nu se vizionez perfecțiunea lor. Se oprește automașina lângă el, coboară un bătrânel din mașină și roagă frumos: domnule, mă lăsați să vă repar mașina? Șoferul se opune: lasă-mă, mă descurc singur. Din nou bătrânelul: domnule, pot să vă ajut?
Și el s-a opus șoferul. Și din nou s-a opus, până când într-un târziu a cedat și bătrânelul s-a dus direct în fața mașinii, a pus mâna direct când trebuia, a schimbat câteva lucruri la motor și a spus porniți. A pornit, șocat șoferul, a întrebat pe bătrânel care era în mers spre mașina lui. Cine sunteți? Cine sunteți? Și în mers, bătrânelul spune, sunt Henry Ford, inventatorul mașinii Ford. Ce vreau să spun prin asta este următorul fapt, că fericirea își are esența în acela care a inventat fericirea. Rezolvarea mașinii Ford își avea esența și rezolvarea în acela care a inventat mașina Ford. Fericirea adevărată există doar în Domnul Dumnezeu nostru. Fericirea adevărată și durabilă și trainică există doar în Dumnezeul El Shaddai. Doar în Dumnezeul care a creat cerul, pământul și tot ce cuprinde acestea. Fericirea există doar în adevăratul Dumnezeu. În Domnul Dumnezeu nostru. Și o zic în această după-amiază, în această frumoasă seară, lăudat să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul care pentru noi e fericire. Lăudat să fie Domnul Dumnezeul nostru care a inventat fericirea. Și care El trăiește veșnic fericit. Și care dorește ca și fiii săi, fiii și fiicele sale, să trăiască și ei fericiți. Dar asta depinde de noi oameni. Vreau să vă spun că fericirea nu există în Mesopotamia. Și asta a simțit-o pe pielea lui Iacov, cel despre care voi vorbi în îndemnul pe care l-a duc înaintea dumneavoastră. Iacov a fugit de acasă de frica lui Esau. L-a întâlnit Dumnezeu la Betel, a visat scara pe care urcau și coborau îngerii. Și Dumnezeu îi spune, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram. Dumnezeul tatălui tău, Isaac. Eu îți voi da pământul pe care calci acum. Eu îți voi da fericirea adevărată. Eu îți voi da fericirea trainică. Eu îți voi face tot ce vei dori tu, numai dacă tu mă vei asculta. Numai dacă tu vei ști să faci ceea ce eu spun să faci. Iacov s-a trezit în mijlocul acela Betel și hotărât s-a dus spre Mesopotamia să facă de ale pământului, lucruri cu care să trăiască. După cele 20 de ani petrecute în Mesopotamia pentru două neveste, 12 copii și bogăție, Iacov se întoarce nefericit și ajunge la Betel. Într-una din relatările lui Iacov spune când se certa cu socrul său la bani, ți-am slujit atâta vreme, nu mi-ai dat nimic, mi-ai schimbat simbria de 10 ori. Ziua mă topeam de cald, noaptea mă prăpădeam de frig. Era un om nefericit. Era un om nefericit pentru că se afla în Mesopotamie. Era un om nefericit pentru că lupta pentru alte lucruri decât ceea ce Dumnezeu cerose. Însă când a ajuns aproape de Betel și s-a hotărât să se apropie de Dumnezeu, căci aceasta este tema conferinței. Secretul fericirii în familie este apropierea de Dumnezeu. Ne putem apropia de orice altceva din această lume. Însă nimic și nimeni nu poate da ceea ce poate să dea Dumnezeu. Nimic și nimeni nu poate să ofere ceea ce oferă Dumnezeu. De aceea, Iacov când s-a trezit bine și a adus aminte că în urmă cu 20 de ani l-a întâlnit pe Dumnezeu adevărat la Betel, a spus astfel. Capitolul 35 din Geneza. Versetul 2. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ea. Scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru. Curățați-vă și schimbați-vă hainele. Ca să ne sculăm și să ne suim la Betel. Căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Și a dat seama că se apropie de Dumnezeu. Dumnezeul care i-a dat fericire, Dumnezeul care putea să-i dea fericire și mai multe, Dumnezeu care putea să facă un om fericit cu adevărat fericit. În primul și în primul rând, ca să putem avea parte de această fericire, va trebui să avem o atitudine corectă față de Dumnezeu. Atitudine corectă față de Dumnezeu. Iacov a spus familiei sale, soțiilor, copiilor, scoateți afară și ce n-a găsit la bani în cortul Rahelei. Scoateți afară și ce era sub samarul căminelor. Scoateți afară și ceea ce nu vede nimeni. Scoateți afară din casa voastră, din viața voastră, din inima voastră și ceea ce nu vede la bani.
și ceea ce nu vede omul. Scoateți afară că noi nu avem de jucat cu lavanul. Noi nu suntem într-un loc unde se coboară un om. Noi ne apropiem de locul unde coboară Dumnezeu atotputernic. Și Dumnezeu care vede totul. De aceea va trebui să dați afară totul. Secretul fericirii în familie constă în atitudine corectă față de Dumnezeu. O atitudine corectă. Dumnezeu vede totul. Dumnezeu nostru vede totul. De aceea, în primul rând, va trebui să dăm afară tot ceea ce nu vede nimeni. Ca fericirea să persiste. Știți ce a furat fericirea și a lui Laban și a Rahelei? Dumnezeii străini care erau sub seama Cămilei. Când au dispărut de la Laban, era nefericit. Și când trebuia să dea Rahel afară, și era nefericită. Ceea ce fură de la noi fericirea sunt atitudinile greșite, ambițiile noastre, iubirile noastre străine. De aceea va trebui, în primul și în primul rând, să avem atitudini corecte față de Dumnezeu. Domnul Iisus în Matei 5 a îndesat bine o măsură clătinată, îndesată cu vârf în sacul inimii fiecărui om, 8 atitudini ale fericirii. 8 fericiri. De fapt, este doar o singură fericire cu 8 atitudini. Și printre ele este recunoștința, curăția de inimă, smerenia, recunoașterea vieții, recunoașterea că nu putem face nimic. Atitudinea corectă în fața lui Dumnezeu îți va aduce fericirea în familie. Atitudinea corectă față de Dumnezeu care se poate apropia de tine și de care te poți apropia îți va da fericire adevărată. În următorul rând, Dumnezeu îi spune lui Iacov astfel: numele tău este Iacov. Știe Dumnezeu numele tău. Nu trebuie să-i spui tu. Însă i-a spus astfel: tu nu te vei mai numi Iacov. Te vei numi Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Iacov înseamnă înșelătorul. Și Dumnezeu a spus: știu că ești înșelătorul. Dar văd acum că tu te ții de cuvânt. Ai scos afară Dumnezeii străini, ai dat afară tot ce era lumesc, ai dat afară tot ce se afla în Mesopotamia și ai cărat cu tine până la Betel, te-ai hotărât să te schimbi, să schimbi hainele, să schimbi atitudinea, să fii corect cu mine, îmi dau seama că ești un om care te ții de jurământ. Un al doilea lucru care menține fericirea adevărată în familie, un al doilea secret care aduce fericirea trainică și durabilă este împlinirea juruințelor. N-au trecut decât 19 zile de la Revelion, schimbarea anului. Și atunci, toți am luat hotărâri. Și atunci toți am promis lui Dumnezeu. Și atunci toți am spus că vom fi, că vom face, că vom da, că nu vom mai face și că nu vom mai refuza. Însă n-a trecut decât aproape 3 săptămâni. Și deja ai urmări din anul 2015. Deja te-ai certat cu soția, deja ai luat leafa, salariul și n-ai dat bani la biserică, deja ai avut o ispită și ai promis că vei birui și n-ai biruit-o, pentru că nu te ții de cuvânt. Și de aceea ești nefericit. Și de aceea sunt nefericit. Am promis multe în seara de Revelion, în seara dintre ani. Doamne, voi fi cum n-am fost niciodată. Și anul 2016 va fi cum vrei tu să fie. Va fi așa cum ți-l vei face tu. Și Domnul Dumnezeu vrea să spună: îți voi da un an de îndurare. Îți voi da un an al fericirii. Îți voi da un an al gloriei. Dar ține-te de cuvânt ce promis să faci. Am promis atâtea lucruri și nu le-am făcut. Dumnezeu știe asta. Dar într-o zi a spus lui Iacov: Iacov, nu te vei mai numi Iacov, pentru că te-ai schimbat, te-ai ținut de cuvânt. Te-ai întors la Betel, mi-ai ridicat un altar și ai început să-mi slujești. Domnul Dumnezeu este gata să percepuiască fericirea noastră trainică și durabilă în momentul în care noi ne vom ține de cuvânt. Ne vom ține de cuvânt și vom fi binecuvântați. Ne vom ține de cuvânt. Ne vom împlini juruințele făcute lui Dumnezeu și vom avea peste noi abundența gloriei lui Dumnezeu. Fericirea adevărată care vine de la Dumnezeu. În următorul când Iacov a luptat 20 de ani și acasă lângă mama lui era tot nefericit. Dovezi că a furat și binecuvântarea și dreptul de întâi născut. Era nemulțumit că era al doilea. Era nemulțumit că nu avea parte de binecuvântarea lui Isau. Era nemulțumit cu ceea ce avea. Era nemulțumit. Vrea să-și producă el o fericire aparte. Vrea să-și fabrice el o fericire. Vrea să inventeze ceva să fie fericit. Vrea să facă ceva să fie fericit. Însă după 20 de ani și-a dat seama că trebuie să-L aștepte pe Dumnezeu. Și noaptea lungă aceea în care s-a luptat cu Dumnezeu,
a așteptat ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Vrea să plece Dumnezeu de la el. Vrea să se îndepărteze Dumnezeu de la el. Vrea să plece înger cu care lupta până dimineață. Și știi ce i-a spus Iacob? Nu te las să pleci până nu mă binecuvântez. Îmi dau seama că orice aș face eu, nu-i de ajuns pentru mine. Îmi dau seama că tot ce am agonisit din Mesopotamia, nu mi-ajunge să fiu fericit. Îmi dau seama că am atâtea neveste, copii, bogăție, atâtea turme, însă în zadar. Dacă tu nu dai binecuvântare, n-am binecuvântare. Dacă tu nu dai fericire, n-am fericire. Dacă Dumnezeu care a inventat fericirea, nu dă fericire, nu ești fericit. Secretul fericirii în familie stă numai în Cel care a inventat fericirea, în Dumnezeu. De aceea, în ultimul gând este acesta. Așteaptă să-ți dea Domnul fericire. Nu ți-o fabrica singur. Nu-i inventat tu. Nu te forța. Nu forța lucrurile. Dumnezeu care dă fericire, îți va da și ție. Leia s-a luptat foarte mult contra Rahelei. A avut 3 fii și tot nefericită era. Până când s-a născut Asher. Și a spus, în sfârșit, sunt fericită. Și l-a numit pe Asher fericirea. Fericirea stă în Domnul Dumnezeu care poate să binecuvânteze. Gândul meu pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru cei care sunteți aici sau departe, în alte locuri. Apropierea de Dumnezeu necesită o atitudine corectă, împlinirea jurințelor și așteptarea răspunsului din partea lui Dumnezeu. Cu aceste gânduri, vă rog respectuos să vă ridicați înaintea lui Dumnezeu. Și în această rugăciune să rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să reverse peste noi îndurările sale, harul său nemărginit, puterea sa nemărginită, Duhul său cel sfânt care poate să ne schimbe și să ne dea atitudini bune și corecte. Să ne ajute Dumnezeu anul acesta. Să ne ținem de juruințele care le facem Domnului și să așteptăm de la Domnul, să-L așteptăm pe Domnul și Domnul Dumnezeu ne va binecuvânta bazat pe cuvântul Său. Că ce promite, aia face. Dumnezeu a promis lui Iacov și s-a ținut de cuvânt. Dumnezeu ne-a promis nouă tuturor și se va ține de cuvânt. Dar va trebui să ne rugăm, să ne dea Dumnezeu aceste virtuți, aceste calități în viața noastră. Și eu zic, Doamne ajută, Doamne de izbândă. Amin. Ne rugăm toată dumneavoastră. Păstor bun și Dumnezeu mare și sfânt. Adevărul de bază este că rugăciunea și credința sunt lucruri invizibile. Nu le putem vedea. Dar chiar dacă sunt invizibile, ele fac lucruri vizibile în care să le vedem. Prin rugăciune, prin credință, Dumnezeu este Cel care face minuni. Chiar astăzi am experimentat o mare minune în viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu. Sunt, cred, foarte multe familii care stau în rugăciune și prin credință așteaptă fenomene, minuni în viața lor. Iar atunci când noi ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel pe care răspunde prin rugăciune. Răspunde prin credință și poate să împlinească fericirea ta încât să te apropii mult mai mult de Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu din cer să binecuvinteze în întregime întreaga adunare. Amin? Iar totodată salutăm pe toți acei care sunt cu noi, chiar dacă nu sunt aproape de noi și poate că sunt departe de noi, noi cu multă dragoste le transmitem această binecuvântare prin credință. Dumnezeu din cer să le binecuvinteze și să aducă multă împlinire în viața lor. Amin. Dorim în continuare, invităm pe Cristina să laude pe Dumnezeu cu o cântare și în urma acestei cântări, pastorul Florin Ianovici va aduce cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și să ne rugăm ca Dumnezeu prin acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie un cuvânt în care să putem privi care sunt pașii de apropiere, cum te poți apropia. Pentru că fiecare căutăm fericirea, dar există pașii care trebuie să-i vedem și prin care Dumnezeu ne cheamă să-i cunoaștem pașii, treptele vieții noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. Voi citi din cartea 1 Samuel, capitolul 30, pagina Sfânta Scriptură, 323. Când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiglag, amalăciții năvăliseră în partea de miază zi și în Țiglag. Ei nimiciseră și arseseră Țiglagul, după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră.
David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fiii și fiicele lor fuseseră luate prinse. Atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până n-au mai putut plânge. Cele două neveste a lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fuseseră luate și ele. David a fost în mare strâmtorare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Dar David s-a îmbărbătat, sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. El a zis preotului Abiatar, fiul lui Ahimelec, adu-mi efodul. Abiatar a adus efodul lui David. Și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu astea aceasta. O voi ajunge? Domnul i-a răspuns, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. David a pornit, el și cei 600 de oameni care erau cu el. Au ajuns la pârâul Besor, unde s-au oprit cei ce rămâneau la coadă. David i-a urmărit mai departe cu 400 de oameni, dar 200 de oameni s-au oprit, fiind prea obosiți ca să mai treacă pârâul Besor. Pe câmp, au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Și i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafină. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David i-a zis, al cui ești și de unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit, și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. A golit în partea de miază zi a cheretiților, pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și a mars Siglagul. David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborâ la oastea aceasta. El i-a slujit astfel de călăuză. Și amaleciții erau risipiți pe toți ținutul mâncând, bând și jucând de bucuria prăzii celei mari pe care o luaseră din țara filistenilor și din țara lui Iuda. David i-a bătut din zorii zilei până a doua zi seara și n-a scăpat nici unul dintre ei, afară de 400 de tineri care au încălecat pe cămile și au fugit. David a scăpat astfel tot ce luaseră amaleciții și a scăpat și pe cele două neveste ale lui. Nu le-a lipsit nimeni, de la mic până la mare, nici fiu, nici fică, nici un lucru din pradă, nimic din ce li se luase. David a adus înapoi totul. Și David a luat toate oile și toți boii și cei ce mânau turma aceasta și mergeau în frunte ei ziceau, aceasta este prada lui David. David a ajuns la cei 200 de oameni care fuseseră prea obosiți ca să mai meargă după el și pe care îi lăsase la pârâul Besor. Ei au ieșit înaintea lui David și înaintea poporului care era cu el. David s-a apropiat de ei și i-a întrebat de sănătate. Toți oamenii răi și de nimic dintre cei ce merseseră cu David au luat cuvântul și au zis, fiindcă n-au venit cu noi să nu le dăm nimic din prada pe care am scăpat-o, ci doar fiecare să-și ia nevasta și copiii și să plece. Dar David a zis, să nu faceți așa, fraților, cu ce ne-a dat Domnul. Că cel ne-a păzit și a dat în mâinile noastre ceata care venise împotriva noastră. Și cine va asculta în privința aceasta? Partea trebuie să fie aceeași atât pentru cel ce s-a coborât pe câmpul de bătaie, cât și pentru cel ce a rămas la calabalăguri. Sau în partea deopotrivă. Lucrul acesta a rămas de atunci și până astăzi, până în ziua de astăzi, o lege și un obicei în Israel. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Puteți să ocupați locurile. Să mă iertați, dar trebuie să pun o întrebare. Există și un microfon care să-mi permită să mă mișc? Mi-au zis frații, aici să îngheți. Aici. Slăviți să fie Dumnezeu. Sunt la concurență cu cina, nu? Vă e foame, presupun. Acum ar trebui să fie ora de cină. Mai răbdați jumătate de oră și vom ajunge și la cină. Sper că înaintea lui Dumnezeu să pot să aduc ceva aperitiv. Zicea Matei de Henry Ford
care a reparat acea mașină și mi-a adus aminte de un doctor care și-a dus mașina la reparat la mecanic. Și mecanicul s-a uitat puțin la doctorul acesta care era chirurg și supărat la un moment dat i-a zis: zice, noi doi suntem cam la fel, zice, cam aceeași meserie avem. Zice, eu trebăluiesc la motorul mașinii, dumneata te ocupi, zice, cu inima omului, zice, cam la fel, numai că cât primești tu e diferit de cât primesc eu. Zice, nu-i drept. Zice, uite, eu muncesc și eu la motorul ăsta și câți bani primesc eu și câți bani primești tu. La care doctorul s-a uitat și a zis: auzi, prietene, e adevărat că noi lucrăm la același motor, eu la motorul omului și tu la motorul mașinii, dar ea încearcă să faci lucrul ăsta cu motorul pornit. Că atunci când lucrezi în privința omului, lucrezi cu motorul pornit, că inima trebuie să bată. Cel mai greu în viață este să te ocupi de lucrurile sufletești. Cel mai greu în viață este să te ocupi de inima omului. Și asta este specialitatea lui Dumnezeu. Vorbeam în seara asta de fericire. Și avem și un titlu din acesta de mai intrigant: secretul fericirii. Biblia spune: cine ne va arăta fericirea? Dar eu zic: fă să răsară lumina feței tale peste noi, Doamne. Și să știți că există în privința aceasta o înțelegere. Întotdeauna când luăm copilul în brațe și îl ducem înaintea Domnului la binecuvântare, spunem: fă să răsară lumina feței tale peste el. Copilul, când este luat în brațe de mamă, recunoaște fața mamei. Și copilul, ca prin farmec, se liniștește, copilul imediat recunoaște prezența plină de căldura mamei. În această seară vă spun și eu, secretul fericirii stă în aceasta: să fim în brațele lui Dumnezeu. Amin. Și lumina feței Tatălui nostru să lumineze peste noi. Deci, despre ce vreau să vorbesc în această seară? Domnul să mă ajute să fiu scurt. Las că dacă nu sunt scurt, mă ajută Zaharia. El totdeauna îmi dă încheierea. Biblia vorbește despre David și despre faptul că un an și patru luni numărate de Duhul Sfânt a stat în Siglag. Biblia are o mențiune și spune: un an și patru luni a stat David în Siglag. Și vreau să vorbesc în această seară despre acest subiect: când răbdarea sfinților ajunge la capăt. Pentru că unul dintre ingredientele fericirii și ceea ce ne va putea ajuta să fim fericiți este răbdarea. Și asta este capitolul pe care în această seară vreau să-l abordez înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că David a primit din partea lui Dumnezeu această descoperire că el va fi următorul împărat al Israelului. Și a primit niște făgăduințe extraordinare din partea lui Dumnezeu. A fost uns de Samuel și după ce a fost uns de Samuel și după ce a fost înștiințat de Domnul că va fi următorul împărat, a fost hăituit și fugărit aproape continuu. Pentru că ceea ce destabilizează inima este următorul lucru: venim la Dumnezeu, primim făgăduințe extraordinare, ne înfiază Dumnezeu și devenim copiii Lui și după aceea încep o suită de necazuri de nu mai știi de tine. Păi bine, bine, tu ești împărat, eu sunt copilul tău, dar cum se potrivește asta cu viața mea? O viață de fugărit, o viață de hăituit, o viață de om care stă prin pustiu, ce împărat mi-s eu câtă vreme tot timpul trebuie să fug de dimineață până seara pentru că mă aleargă un împărat nebun? Și lucrul acesta, iubiții Domnului, este pentru mulți dintre noi o povară. Avem făgăduințe extraordinare din partea lui Dumnezeu și făgăduințele acestea de multe ori se pare că nu seamănă cu viața pe care noi o trăim. O viață în care de dimineață până seara avem parte de multe încercări, de multe greutăți și de multe probleme. Vedeți, iubiții Domnului, David a fost omul care a făcut ceea ce am face oricare dintre noi. A rezistat o vreme. Și a făcut un lucru extraordinar, a făcut ceea ce spune Biblia: biruiți răul prin bine. În momentul în care s-a întâlnit cu cel ce-l hăituia, cu dușmanul lui, în momentul în care a stat față în față cu Saul, spune Biblia că prima întâlnire a fost în peștera En-Gedi. Și acolo, pentru că David era undeva în spatele peșterii și Saul n-a știut, s-a dus ușor și a tăiat colțul hainei lui Saul, pentru că el a vrut să-i facă următoarea declarație: nu mâna mea este aceea care poate să decidă cine trăiește și cine moare, ci numai Dumnezeu din cer.
Și a avut această nădejde, pentru că pe pământul acesta mulți dintre noi știți ce facem? În momentul când ne este greu, căutăm să rezistăm înaintea lui Dumnezeu și să facem lucrurile cu toată credincioșia înaintea Domnului. Vrem să facem lucrurile așa cum spune Cartea Sfântă. Și care a fost rezultatul? Poate că David s-a gândit și a zis, Domnul mă va ajuta de aici încolo și probabil că Saul o să mă lase în pace pentru că numai ce am demonstrat că n-am nimic cu viața lui. Și Saul s-a ridicat și a zis, fiule David, eu văd că tu ești mai bun decât sunt eu și îmi dau seama că Dumnezeu este acela care te-a pus să fii împărat. Și atunci David a zis, wow, extraordinar, ce bine e să fii pocăit. Și după 3 luni de zile s-au luat-o de la capăt. Suficient cât să-ți pierzi echilibru sufletesc, suficient cât să te destabilizezi, suficient cât să-ți pui întrebări majore în viață. Saul din nou a venit după el. Și ce și-a făcut David? Și a doua oară David a făcut același lucru. I-a luat ulciorul, i-a luat sulița și a căutat să arate din nou dragoste și a căutat din nou să arate credincioșie. Iubiții Domnului, ascultați ce vă spun. Avem o luptă pe care o dăm pe acest pământ și lupta aceasta se numește lupta de uzură. Există un plan pe care cel rău l-a făcut în viața fiecărui credincios și planul acesta este ca urmare a ceea ce se întâmplă în viață să ieși în afara voii lui Dumnezeu, să cedezi și să nu mai fii ceea ce Dumnezeu a rânduit să fie. Și vreau să vă citesc un cuvânt de mare însemnătate. Vreau să vă spun că de fiecare dată sunt două voci care vin la omul credincios. Mai întâi, cred eu, este vocea Duhului Sfânt care spune așa: tu ești copilul meu, ce ți-am promis rămâne hotărât. Eu sunt Dumnezeul tău, eu voi face negreșit ceea ce am promis că voi face. Pe de altă parte vine vocea celui rău și spune: tu nu vezi că Dumnezeu te-a uitat? Tu nu vezi că Dumnezeu te-a abandonat? Tu nu vezi că mâna omului este asupritoare? Tu nu vezi că de dimineață până seară nu faci decât să fugi? Tu nu vezi că promisiunea de a fi împărat întârzie? Ce împărat ești tu când de dimineață până seara trebuie să alergi ca să scapi viața? Ce s-a ales de pe urma credinței tale? Unde este binecuvântarea pe care Dumnezeu a promis-o? Stai de dimineață până seara ca un om care ești alungat și fugărit. Care este binecuvântarea? Și între aceste două voci, între aceste două lupte, e fericirea noastră. Știți care este strategia celui rău? Strategia celui rău este ca de fiecare dată să susure în urechea noastră aceste cuvinte. Dar vă spun în această seară secretul. Nicio putere n-are dacă rămâne aici la urechi. Încă o dată. Nicio putere n-are dacă rămâne aici la urechi. Dar diavolul are o strategie. Știți ce vrea să facă diavolul? Diavolul vrea să spună aceste cuvinte până în ziua în care o să le repeți tu. Și iată ce spune Biblia. Și vreau să vă spun ce spune Biblia. Iată momentul în care David a alunecat. David și-a pierdut răbdarea. În capitolul 27, versetul 1 spune așa: David și-a zis în sine. Încă o dată. David și-a zis în sine. Voi, zice așa, voi peri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. În fiecare zi cel rău vine și spune: tu ești un om abandonat, uitat de Dumnezeu, credința s-ar putea să fie cel mult o glumă, vezi în fiecare zi atacurile oamenilor, sărăcia, vezi că n-ai unde să te duci și fiecare zi seamănă izbitor cu ziua dinainte și diavolul mereu vine și susură în urechea ta: nu este nimic mai bun pentru tine făcut decât să crezi că într-o zi vei muri ucis de mâna lui Saul, mai bine abandonează, mai bine părăsește lupta, mai bine du-te și pactizează cu lumea aceasta, mai bine fă și tu ceea ce fac toți. Și aceasta este lupta dincolo de care cei mai mulți dintre noi ajungem în țiglac, locul în care nu suntem nici morți, nici vii. Nu mergem nici înainte, nu dăm nici înapoi. Este zona în care viața noastră a înghețat. Știți cum văd biserica zilelor noastre? O biserică amorțită, obosită, deznădăjduită, cu amărăciune în suflet. O biserică care este apăsată. De ce? Pentru că cei mai mulți dintre noi, datorită greutăților foarte mari pe care le avem, ajungem să cădem în deznădejde, ajungem să credem că suntem abandonați, părăsiți de Dumnezeu și repetăm ceea ce vrășmașul susură în urechea noastră. De aceea, în această seară, iubiții Domnului, aș vrea să spun și să repet cuvintele pe care le-am citit și acesta să fie cuvântul serii. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul, Dumnezeul lui. Când ajungi în țara aceasta a vrășmașului, se întâmplă câteva lucruri.
Și am să fiu foarte scurt în această seară. Vedeți, cunosc atâția oameni care trăiesc într-o zonă de amestecare a lucrurilor. Și am să fiu foarte deschis cu dumneavoastră, pentru că dacă este ceva ceea ce Duhul spune în această seară, este faptul că ne-am obișnuit să fim și cu Dumnezeu și cu lumea, în egală măsură. Marea problemă a vieții noastre este că, din nefericire, suntem în țiglag, zona în care lucrurile încep să devină extrem de amestecat. Știți ce avea să facă David în momentul în care a ajuns în țiglag? Avea să facă ceea ce a fost obișnuit în viața întreagă. El era viteazul Domnului, dar era în locul în care Dumnezeu niciodată n-ar fi rugat ca el să fie. Și s-a dus să se războiască cu diferiți dușmani de Israelului, că el asta făcea o viață întreagă. Numai că în momentul în care se întorcea de data aceasta, el nu mai putea să spună port războaiele lui Dumnezeu și glorie lui Dumnezeu, nu mai avea cui să mărturisească, nu mai avea cu cine să împărtășească biruințele, pentru că era într-o țară în care trebuia să se ascundă de Achiș, și când îl întreba Achiș, împăratul Țiglagului, unde ai fost, unde ai prădat, ce ai făcut, totdeauna vorbea aproximativ. Am fost la miază noapte, am fost la miază zi, am fost în stânga, am fost în dreapta. Iubiții Domnului, vreau să vă spun în această seară că simptomele țiglagului este faptul că avem o vorbire care se amestecă, o vorbire care nu poate mărturisi clar și drept, o vorbire care este truncheată. De multe ori suntem oamenii care vorbim și pentru oamenii din lume, vorbim și pentru pocăiți. Când suntem cu pocăiți, vorbim ca pocăiții. Când suntem cu lumea, vorbim ca lumea. Și Dumnezeu din cer ne spune în această seară că dacă amesteci aceste lucruri, iubiții Domnului, ascultați ce vă spun în această seară. Când vă întâlniți cu oamenii din jurul dumneavoastră, să n-aveți niciodată două măsuri. Există un singur Dumnezeu care ne vede. Nu mi-e rușine cu faptul că sunt al lui Dumnezeu. Vorbirea mea să fie dreasă cu sare, cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege, da al tău să fie da și nu al tău să fie nu, ce trece peste nu vine de la Domnul Dumnezeu. Întotdeauna vei recunoaște că ești în această zonă a țiglagului atunci când vorbirea este amestecată. Iubiții Domnului, Dumnezeu n-are un timp de pauză, Dumnezeu n-are un timp în care să spună, acum îți permit să fii cum vrei tu. Dumnezeu are întotdeauna aceeași poruncă, să fiți copiii mei întotdeauna. Asta este strategia celui rău, să te înspăimânte. Strategia celui rău este să te facă să aluneci. Și cunosc mulți oameni deznădăjduiți, mulți oameni care stau și regretă. Am stat de vorbă cu oameni care mi-au spus: pastore, la ce bun că m-am pocăit. De când m-am pocăit, numai greutăți am în viața mea. Și eu spun așa, este drept că numai greutăți. Pentru că niciodată, iubiții Domnului, diavolul nu va căuta să-i lovească pe cei pe care îi deține. Niciodată diavolul nu se va atinge de cei pe care îi are sub lui, ci lupta se va da cu aceia care vor spune, eu vreau să fiu al lui Iisus Hristos. Totdeauna vor fi greutăți, totdeauna vor fi aceste lucruri și diavolul va căuta prin frică să intimideze sufletul omului. Așa să vă pun în această seară o imagine și să vă povestesc ceva despre această imagine. Pune foto 2 dacă poți, George, te rog. Este o imagine, iubiții Domnului, a unei case care a fost construită în Santa Clara Valley, în California. Casa aceasta, conacul acesta, aparține lui William Winchester și lui Sarah Winchester. Care este povestea și de ce am pus această casă? Fiți atenți! William Winchester este acela care a inventat carabina Winchester. Carabina cu repetiție. I-au adus foarte mulți bani invenția aceasta. Însă, pe la 40 și ceva de ani, într-un mod subit, atât el cât și unicul copil al acestei femei au murit. În momentul în care el a murit, femeia aceasta n-a mai putut să doarmă absolut deloc. Și un lucru ciudat s-a întâmplat. Era o casă obișnuită, dar casa aceasta a început să fie construită într-un ritm frenetic. A ajuns să aibă 4 nivele și la final, după 38 de ani de construcție continuă, număra 160 de camere, 40 de dormitoare, 10.000 de ferestre. Ceea ce este ciudat, și te rog să pui poza a doua, e că această construcție n-avea niciun plan, nu urma nicio logică. Ce vedeți aici este o scară care nu duce nicăieri. Când a fost întrebată Sara Winchester ce se întâmplă, de ce construiește atât de ciudat scări care nu duc nicăieri, o treaptă care duce afară, cădeai din casă, ea a spus
Că nu mai poate să doarmă noaptea, pentru că în fiecare seară este bântuită de oamenii care au fost uciși ca urmare a invenției acestei carabine făcute de William Winchester. Și că în momentul acela o voce i-a zis să nu te oprești din construit, căci în ziua în care te vei opri din construit vei muri. Dar dacă tu vei construi continuu, tu vei trăi. 38 de ani a construit această femeie cu frică că în ziua în care încetează să construiască, viața ei se va termina. Și vă spun în această seară că am ales această ilustrație pentru că aceasta este stratagema satanei. N-ar mai vrea niciodată să ai timp de Dumnezeu. N-ar mai vrea niciodată să scoți capul din iureșul vieții. Ar vrea să aparții mereu țiglagului, să te duci, să faci, să dregi și niciodată timp să spui întrebările vitale pentru viață. Noi nu construim o casă pe pământ, noi nu suntem aici să ne reprezentăm pe noi, noi nu aici avem comoara, nu aici avem rădăcina, noi suntem ai lui Dumnezeu și Dumnezeu în această seară are un plan să te smulgă din țiglag. Tu nu aparții lui. E deznădejdea, e sentimentul de abandon, e amărăciunea, e nebunia celor care îți văd răul, este stricăciunea minții care te aleargă și te hăituiește. Dar nu uita în această seară ce-ți spun eu, este un Dumnezeu care se întreabă, până când o să mai stai în țiglag? Nu întâmplător Duhul Sfânt spune, a stat un an și 4 luni, fiecare zi a fost numărată de Duhul Sfânt și a zis, poate astăzi este ziua când eroul lui Dumnezeu, când viteazul lui Dumnezeu se va duce unde este locul lui. Și locul lui este acolo unde Dumnezeu l-a așezat să fie. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mărit să fie Domnul Dumnezeu. Amin. Ce caracteristici are țiglagul? Ascultați, iubiții Domnului. Trecut un an și 4 luni și viteazul Israelului, vă spun că și-a schimbat mult mentalitatea. Știți de ce? Pentru că în momentul în care filistenii se încolonează să facă război țării Israelului, vine și David cu cei 600 de oșteni și când este văzut, îi spune Achiș, tu să stai la coadă pentru ca nu cumva să ispitești pe cei ce te văd. Împărații filistenilor, când l-au văzut pe David cu oștenii lui la coadă, au zis, cine este acest israelit? Și au zis, este David, robul lui Saul. Și au zis, ce caută el aici să lupte împreună cu noi? Și l-au trimis acasă pentru că n-au avut încredere în el. Dar ce vrea diavolul? Ascultați-mă ce vrea diavolul. Să-ți aducă așa de multă amărăciune în suflet încât să te întoarcă împotriva fraților tăi și împotriva adunării și împotriva bisericii și împotriva tot ceea ce este Dumnezeu. Se ridică de multe ori în viață o greutate, se ridică o problemă, se ridică cineva un vrăjmaș și atunci și ce se întâmplă cu omul? Ofilește, omul dă înapoi. În momentul în care se ridică un om ca Saul, care face de râs împărăția lui Dumnezeu, oamenii ca David suferă. Și știi ce vrea cel rău? Cel vrea rău vrea să te întoarcă împotriva fraților tăi, să nu mai vezi adunarea, să nu mai vezi frații, să nu mai vezi surorile. Dar eu vă spun în această seară, asta este umbra țiglagului. Dacă cineva vrea să știe cum arată lumina Duhului Sfânt, lumina Duhului Sfânt arată așa. Eu voi iubi, nu pentru că sunt iubit, ci pentru că am fost iubit de Dumnezeu. Voi iubi, pentru că asta m-a învățat Dumnezeu. Și oricâte mi s-ar face, viu este Domnul care m-a învățat să iubesc până la capăt. Aceasta este lumina Duhului Sfânt. Asta este ceea ce Dumnezeu ar vrea ca noi să facem. Și dacă vreți, iubiții Domnului, poate cel mai rău lucru, și cu asta vreau să merg rapid spre partea de încheiere, țiglagul are un cost imens. În afară de faptul că tu nu mai poți să te bucuri de ceea ce faci. M-am uitat la oamenii aceștia care sunt în țiglag, oamenii care au alunecat din voia lui Dumnezeu. Da, dar este greu să stai în pustiu de dimineață până seara. Să rapsi frigul și dimineața să rapsi arșița. Este greu să fii făcut de batjocura lui Nabal. Este greu să te hăituiască un împărat nebun care nu se liniștește decât în momentul în care cântă cineva din harfă. Este greu, dar vreau să vă spun un lucru. Acolo în pustiu este Dumnezeul care merge cu tine. De multe ori pustiul acesta nu-l mai răbdăm și atunci alunecăm în zona aceasta numită țiglag, începem să facem compromisuri și lucruri care nu aparțin copiilor lui Dumnezeu și costul este mare, pentru că nu mai poți vorbi așa cum trebuie să vorbească un pocăit, pentru că nu te mai poți purta așa cum trebuie să poarte un pocăit, pentru că de cele mai multe ori se întâmplă să te întorci împotriva fraților tăi și să găsești motive să nu mai vii la biserică, să nu mai urmărești cuvântul lui Dumnezeu, să nu mai respecti. Dar costul cel mai mare știți care este? Când lupți în războaiele altora și ești în teritoriu străin,
Familia ta este luată în robie. Pentru că orice v-aș spune eu în această seară, toți știți, mâna mea de tată nu poate să facă nimic. Grija mea de părinte nu poate să facă mare lucru, numai Dumnezeu din cer poate să țină totul în puterea Lui. Îți spune Biblia că atunci când David stătea încolonat să lupte împreună cu cu filistenii, au venit amaleciții și i-au luat copiii și i-au luat soția și toți cei care au auzit lucrul ăsta când s-au întors s-au sfătuit să-l omoare cu pietre pentru că erau amărâți în suflet. Și acum vreau să vă spun în această seară, iubiții Domnului, că Dumnezeu are un plan pentru noi. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos că rapid, imediat, cât se poate de repede, trebuie să intrăm sub ascultarea de plină a voii lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem acolo unde domnește Dumnezeu. Noi trebuie să ne întoarcem în zona de protecție a îndurării lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim acolo unde Dumnezeu vrea să fim. Pentru că acolo unde suntem cu Dumnezeu împreună, nimeni și nimic, niciodată, nu o să ne poată doborâ. Mintea noastră a început să creeze planuri secundare, alternative, dar eu vă spun, iubiții Domnului, nu vă încredeți în ceea ce poate izbăvi pământește, încredeți-vă în Dumnezeu care are soluții pentru noi. Alunecăm și de multe ori ajungem să spunem răului bine și binelui rău, doar pentru că dorim să creăm pentru noi un oarecare confort, oarecare securitate, dar eu vă spun, costurile sunt imense. Și n-aș vrea niciodată să am pâine pe masă, dacă nu mai am copii în jurul mesei. N-aș vrea niciodată să am securitate și siguranță din partea oamenilor, pentru că asta face Satana. Și ce a făcut Satana? Imediat după ce a ajuns în Țiglag, și ce a făcut Saul? A încetat să-l mai urmărească. De ce? Pentru că este clar cine lucra în spatele lui Saul. A încetat să-l urmărească. Uite ce bine mi-este de când am început să fiu așa, ca trestia, cum bate vântul. Uite ce bine merge de când am început și eu să fac ce fac alții. Până când ai fost numai cu Dumnezeu, e adevărat. De dimineață până seara, încercări și lovituri. Dar, Dumnezeu din cer este acela care protejează și ocrotește ceea ce mâna ta nu poate să țină. Astăzi m-am dus la Bujorean și acolo m-am întâlnit cu Petrică. Omul care acum câțiva ani de zile a venit la mine un zâmbet și a zis: frate Florin, am o viziune, a zis el. Vreau ca în localitatea asta să se nască o biserică, să facem o biserică. Și omul acesta, ani de zile împreună cu noi, a lucrat. I-a fost primul care s-a botezat el, casa lui, copiii lui. Și Dumnezeu a ridicat o biserică cu 5, cu 10, cu 15, cu 20, cu 30, cu 40, cu 50 și crește și crește. Și astăzi, la 46 de ani, era întins în sicriu. Cu 5 copii pe care i-a lăsat în urmă. Au venit toată localitatea. Orice om era acolo, că era ortodox, că era creștin după Evanghelie, stăteau și se uitau și își puneau întrebarea aceasta: oare de ce? Pe pământul acesta, iubiții Domnului, vom avea încercări și greutăți, va fi un pustiu cum poate n-ai gândit, dar iată ce spun în această seară: viu este Dumnezeu care te păzește. Va veni un ceas când toate se vor încheia. Și atunci când se vor încheia, vei vrea ca tu și casa ta să fii în împărăția lui Dumnezeu. Indiferent de costurile pe care le ai pe acest pământ, va trebui să mergi până la capăt, indiferent cât de mult va însemna lucrul ăsta pentru tine. Dumnezeu din cer l-a trezit pe David în momentul în care familia lui a fost luată. În momentul în care s-a uitat și a zis: ce se întâmplă? În locul acesta nimic din ceea ce aș vrea nu merge cum trebuie. Și știi ce a făcut? În seara aceasta să mergem pe urmele lui David și spune împreună cu mine: vreau să ies din Țiglag. Vreau să ies din Țiglag. Și vreau să fiu al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și vreau să lucrez cu Dumnezeu. Și vreau, Doamne Dumnezeul meu, să fiu un om care să fiu al Tău, Doamne, indiferent cât sunt de mari costurile. Și ce a făcut David? Primul lucru pe care l-a făcut David a fost că n-a mai fost bărbat și n-a mai fost erou. A fost doar un părinte zdrobit. Și a fost doar un om care a îngenunchiat. Pentru că de multe ori gândul că am fi ceva ne împiedică să facem ceea ce cu adevărat este important. S-a prăbușit cât a fost el și spune Biblia, a plâns până n-a mai putut. A început să verse lacrimi înaintea lui Dumnezeu și a plâns înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat în momentul acela? Dumnezeu din cer i-a spălat bine retina. Când plângi mult, ochii tăi sunt spălați și începi să vadă bine că direcția nu e bună și nici locul nu este bun. Te rog, George, dacă poți să mă ajuți cu cea de-a patra poză. A patra poză.
Ce este un tată cu un copil? Este fiul lui. Tatăl se numește George. Și fiul lui a avut un accident și a intrat în comă. Trăia numai cu aparatele. Și doctorii, după ce a stat foarte mult la aparat, i-au zis, el este mort. El, din punct de vedere medical, este în viață numai prin aparate. Dar el este mort. Și au spus, vă rog, i-au zis familiei, semnați ca să-l deconectăm de la aparate. Mama a semnat, rudele au semnat. Tatăl acesta s-a dus în spital și în momentul când doctorii au vrut să-l deconecteze, și-a luat un pistol, s-a baricadat acolo și a zis, nimeni nu trece peste mine decât mort. Eu stau lângă el, pentru că acest copil al meu se va trezi. Și a stat acolo plângând la capul copilului lui. 3 ore. A venit poliția să-l aresteze, l-au și arestat, a făcut 10 luni de pușcărie. Te rog să pui poza următoare, George. Ceva s-a întâmplat. În acele 3 ore în care a stat la capul fiului plângând, din nou Dumnezeu din cer a adus viață. Iată împreună, după acest eveniment, un tată care a știut că cu lacrimi îți aduci fiul din morți. Un tată care a știut că viața nu stă în tăria pumnului. Un tată care a știut că adevărata tărie e să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu și să verși lacrimi înaintea celui ce le vede. Să nu credeți în puterea omenească. Să nu credeți în ce vă spune lumea. Că a fi tare înseamnă să fii șef în țiglar. Să nu credeți în pradă. Să nu credeți în ceea ce vă spun oamenii. Să credeți în lacrimile pocăinței. Să credeți că ceea ce aduce biruința asupra lumii e credința noastră în Dumnezeu. O credință scăldată în lacrimile pocăinței. Glorie lui Dumnezeu din cer. A lui să fie gloria și slava și mărirea și cinstea în vecii vecilor. Pentru că Dumnezeul nostru lucrează. Și pentru că Dumnezeul nostru știe să facă lucruri mari. După ce David a plâns și a șters lacrimile, și-a făcut un lucru pe care îl iubesc din toată inima. Și de aceea iubesc biserica și iubesc biserica în care Dumnezeu m-a așezat. Că într-un timp în care oamenii conferențiază, să nu te superi pe mine, Vasile, eu n-am venit să conferențiez, eu nu sunt conferențiar, nu sunt nici profesor, eu sunt un copil de Dumnezeu care am venit să vă aduc în seara aceasta un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Într-o lume în care oamenii folosesc și a dus raționalizarea, a ajuns la o cotă foarte înaltă. Într-o lume în care oamenii nu mai știu încotro să o ia, există un Duh Sfânt al lui Dumnezeu care vrea să stea de vorbă cu noi. Și David s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, eu vreau să stau de vorbă cu Tine. Și eu am nevoie de o lumină, Doamne, și eu am nevoie de ceva ca să-mi spui. Și în această seară vreau să spun că un al doilea pas ca să ieși din țiglag e să te lași călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ascultați ce vă spun în această seară și primiți acest lucru pe care vi-l spun. Ceea ce se întâmplă acum pe pământul acesta este un lucru fără precedent. Nu mai suntem deja într-o societate liberală în care sunt acceptate tot felul de păreri. Suntem deja într-o societate care s-a laicizat, într-o societate atee. Războiul împotriva lui Dumnezeu este pe față. Mă auziți ce vă spun eu în seara asta? Oamenii au pornit o ofensivă totală. Știți de ce? Pentru că cineva în spate orchestrează lucrurile acestea. Cineva în spate orchestrează. Numele Hristos a ajuns să fie urât. Nu mai vor oamenii să pronunțe cuvântul Merry Christmas. Spun acum numai sezon fericit. Pentru că oamenii nu mai pot suporta acest cuvânt. Trăim aceste timpuri. Și ascultați ce vă spun. Va fi din ce în ce mai greu. Va fi din ce în ce mai apăsător. Și poate că spui întrebarea, cum voi trăi? Aș vrea să spun o vedenie pe care un frate a avut-o. Că poate lucrul acesta ne va ajuta. Fratele a văzut întreg pământul, cum era crăpat. Și din crăpăturile acestea ieșea lavă fierbinte. Și o mână neagră luase un sul din acesta mare de sârmă și încercuia întreg pământul, ca într-un lagăr. Fratele s-a uitat, s-a speriat și a zis, de jur împrejur este sârmă, în stânga și în dreapta pământul crăpat și este lavă. A zis el, cum voi putea ajunge la Dumnezeu în felul acesta? S-a uitat spre cer, cerul era negru, vânăt și a zis nici măcar o rază de lumină. Dar deodată, de undeva de la orizont, a apărut o rază de lumină. Și în raza aceea de lumină veneau câteva puncte albe. Și pe măsură ce s-au apropiat aceste puncte albe, au văzut că erau niște păsări mari, albe, cu aripile deschise. Și când au coborât până la picioarele lui, prima pasăre, și el a zis, Doamne, ce să fac? Și a zis, umblă și calcă, pentru că aceasta va fi cărarea pe care o voi face pentru copiii mei. Vor fi biruitori aceia care vor urca pe puterea lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, și călăuziți pe aripile Duhului Sfânt, vor ajunge acasă.
Va fi o vreme în care va trebui să stai de vorbă cu Dumnezeu, o vreme în care să-L întrebi pe Dumnezeu despre casa ta, o vreme în care să te ancorezi în făgăduințele lui Dumnezeu, o vreme în care să fii om al rugăciunii. Vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, primiți ce vă spun în această seară, numai prin puterea Duhului Sfânt, numai prin călăuzirea Duhului Sfânt vom putea să fim biruitori. Nimeni nu o să ne scoată afară de glasul lui Dumnezeu, nimeni afară de mâna lui Dumnezeu, doar El, doar El va ști să ne călăuzească. Doar El va ști să ne ducă la bun liman. Binecuvântat să fie Iisus. Aș vrea să închei spunându-vă, Dumnezeu din cer călăuzește într-un mod aparte și vă rog din toată inima, primiți lucrul ăsta. Astăzi când am ajuns aici, unul dintre frații care era, mi-a făcut o mare bucurie, pentru că mi-a spus un lucru pe care îl cred, dar îmi face bine să-l aud. Mi-a zis, frate Florin, aici ai venit într-un loc unde toți te iubim. Pare desuet, pare ușor patetic, dar este tot ce are nevoie sufletul meu să audă. Și este tot ce are nevoie sufletul tău să audă. Noi nu trăim cu pâine, noi trăim cu orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu. Și dacă există ceva astăzi de care avem nevoie să fim biruitori și să nu pună țiglagul mâna pe noi, e bunătatea. Dumnezeu, du-te David, că Duhul Sfânt va fi cu tine, du-te David, că te voi călăuzi. Și după două zile de alergat, n-a găsit nimic. Cum călăuzește Duhul Sfânt? La un moment dat, Biblia spune că David a văzut un sărman care era prăbușit, a văzut un om care era terminat, aproape pe moarte, un băiețandru care a fost abandonat de stăpânul lui, un copil de care s-a dispensat pentru că era bolnav și nu mai putea să care ce cărase până atunci. Și David în momentul acela s-a oprit. Poate că i-au zis cei de lângă el care oricum vreau să-l omoare. Acum ți arde să stai de vorbă cu amărâtul ăsta când casa noastră piere și când soția noastră și copiii noștri se luați pradă. Dar David n-a putut să treacă mai departe. De ce? Pentru că în inima lui era ceva și aceasta se numește o bunătate ca lui Dumnezeu. Cum vom birui? Și cum vom ieși din necazurile lumii acesteia? Cum? Devenind reci, impasibili, fiecare cu casa lui, fiecare cu scaunul lui, fiecare cu viața lui, fiecare cu lucrurile lui. Cum vom fi oare călăuziți de Dumnezeu? Prin ce Dumnezeu ne va călăuzi? Cum mâna Domnului va lucra în timpul acesta care s-a înstrăinat, în care s-au înstrăinat oamenii unii de alții? S-a oprit David. Mult m-am întrebat de ce Dumnezeu îi zice lui David în Faptele Apostolilor, capitolul 13, om după inima mea, cum om după inima ta, Doamne? Că a făcut-o pe nebunul, că a păcătuit în fel și chip. De ce om după inima ta? Pentru că așa a făcut și Hristos. N-a putut să treacă mai departe de un om prăbușit. N-a știut să treacă mai departe. Hristos nu poate să treacă mai departe de cineva care stă la pământ și este între viață și moarte. Căci mâna lui asta vrea să facă, să ridice. Și David a zis, de unde ești, băiete? M-a părăsit stăpânul meu, că nu-s mai mult decât un bagaj nedorit. Și a zis, ia și mănâncă. I-a dat pâine și apă. Dar nu numai aici că i-a dat pâine și apă. I-a dat smochine. Smochinele nu erau meniul zilei. Pâine și apă e suficient ca să poți să-ți revii. Dar i-a dat și smochine, i-a dat și... Ia să mănâncă, ești copil, trebuie să mănânci ceva mai dulce. Și copilul acela s-a ridicat și David l-a întrebat, de unde vii? Putea să-i zică, ți-am dat să mănânci, ți-am dat să bei, acum la revedere. Dar l-a întrebat, a stat de vorbă, a vrut să-l mângâie. Și a zis, eu sunt răspunsul lui Dumnezeu și nu știai. Eu sunt hotarul pe care Dumnezeu l-a pus ca tu să fii binecuvântat și ai trecut pe lângă mine. Ce sunt eu? Eu sunt testul pe care Dumnezeu ți-l dă. O lume care cară în permanență unii pentru alții. Biserica nu e așa. David, nu trebuie să fii așa. Eu nu sunt așa, tu nu ești așa. Trebuie să fim buni unii cu alții. Trebuie să ne întoarcem să fim buni unii cu alții. Că asta vrea Iisus Hristos. Să nu ne pierdem dulceața harului. Să nu ne pierdem această mireasmă pe care am primit-o de la Golgota. N-ai dreptul, nu poți. Nu vrea Dumnezeu să te răcești. Nu vrea Dumnezeu să te înstrăinezi. Domnul vrea să rămâi acolo lângă... Doamne, arde inima în mine. Vreau să mă duc după soție să mi-o recuperez. Vreau să-mi găsesc casa. Dar nu pot să trec mai departe de amărâtul ăsta, pentru că asta face Hristos. Și acolo, în pachetul acela de om, era răspunsul lui Dumnezeu. Era soluția lui Dumnezeu. Și i-a dus direct la amaleciți. Și apoi s-a întors și a zis David, cântau acum. Aia care au vrut să ia gâtul cântau.
prada lui David, prada lui David. David era din nou mare. Cred că s-a uitat David și spunea, o, Doamne, îți mulțumesc că m-ai lecuit de cântările oamenilor. Îți mulțumesc că m-ai lecuit de laudele oamenilor, Doamne. Îți mulțumesc că acum știu cât cântăresc. Ăștia care vreau să mă omoare, acum îmi cântă. Îmi cântă, mi-a făcut cântare. Prada lui David. Oameni care puțin mai înainte se hotărăsesc să... Doamne, îți mulțumesc că m-ai lecuit să depind de om. M-ai lecuit să depind de complimentele și vorbele lor. Și îți mulțumesc, Doamne, că țiglagul mi-a arătat lucrul acesta și mă hotărăsc acum să mă întorc. Au ajuns la pârâul Besor. Pârâul Besor trebuia să fie acolo. Știți de ce? Pentru că orice lucru în Biblie, indiferent cum începe, trebuie să termine în același fel, cu harul lui Dumnezeu. Acolo la pârâul Besor au ieșit și ea 200 care erau obosiți. Cei 400 au zis, nimic pentru voi, totul pentru noi. Luați-vă numai nevestele și copiii. La care David a zis, poftim? Așa lege nu va fi niciodată cât o voi trăi. Și cei care au luptat și cei care au păzit să aibă mod egal. Aleluia! Aleluia! Ăsta este harul lui Dumnezeu. Și asta este modalitatea prin care omul lui Dumnezeu știe să facă față vieții. Haideți să vă povestesc despre ultima fotografie care am ales-o în această seară. Un indian pe nume Dashri. Într-o zi soția lui, Falhua, s-a îmbolnăvit și trebuia să o ducă de urgență la spital. Cel mai apropiat spital însă era la 55 de kilometri din pricina unui munte pe care trebuia să-l oculească. A ocolit acest munte care i-a luat foarte multă vreme și când a ajuns la spital, soția lui n-a mai supraviețuit. Asta se întâmpla în 1959. Omul acesta și-a văzut soția moartă și știți ce a zis? De azi încolo viața mea va avea o singură țintă. De azi încolo doar două unelte voi avea în mână. Un ciocan și o daltă. 22 de ani, zi și noapte, acest bărbat s-a luat trântă cu muntele. A băgat dalta în munte și a dat cu ciocanul în fiecare zi. Și a trecut și a făcut o potecă prin munte. Numai 15 km sunt de acum de la el până la spital și a zis nimeni nu mai trebuie să moară. Nimeni nu mai trebuie să piardă viața copiilor și a soției pentru că se un munte în față. Cu dalta și cu ciocanul voi sluji până la capătul vieții mele. Nimeni nu trebuie să se uite la cel de lângă el să-l desconsidere. Niciun munte care stă în fața ta nu poate să nu fie dat la o parte, căci Iisus Hristos este Domnul Domnilor, este Regele Regilor. Noi nu suntem din aceia care dăm înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru sufletul lor ca să fie mântuit. În această seară, iată ce spun, da, știu, cunosc pustiu, că suflă un vânt uscat de multă vreme. Știu că pe urmele tale sunt oameni nebuni care vor să-ți ia viața. Știu că Domnul ți-a făcut promisiuni care întârzie și în fiecare zi te uiți și spui când. Dar te rog în numele Domnului Iisus Hristos, mai bine în pustiu cu nebunii după tine decât într-un loc al lumii și lipsit de Dumnezeu. Mai bine să fii un om care de dimineață până seara să plătesc ce am de plătit, dar să fie Dumnezeu de partea mea și să știu că sunt acolo unde e vrerea lui Dumnezeu. Munciți, luptați și luați-vă la trântă cu tot ceea ce înseamnă munții vecii acesteia. Duceți copiii voștri în brațele lui Dumnezeu. Luptați ca niște pocăiți, pentru că biruința este a noastră mărire lui Dumnezeu. Va veni o zi, ascultați-mă, va veni o zi când alții vor merge pe poteca pe care ai făcut-o și vor zice mulțumesc lui Dumnezeu pentru omul care n-a lepădat dalta și ciocanul și a știut să curească un drum. Vă invit să vă ridicați. Tată, Dumnezeul nostru, Doamne, Dumnezeul nostru, viclean este țiglagul, ne promite odihnă, ne promite siguranță și ne fură, Doamne, mărturia, ne fură pacea inimii, Doamne, ne înstrăinează unii de alții, ne face să luptăm în războaie străine, ne face, Doamne, potrivnici adversari fraților noștri, ne mănâncă familiile, copiii. Te rog în această seară, mărite Domn și Dumnezeu, viu este numele Tău.
Dă putere poporului Tău să scuture țărâna, Doamne! Dă putere poporului Tău să slujească unui singur Dumnezeu! Dă putere poporului Tău să strige: împăratul meu e doar Iisus! Mulți sunt, Doamne Dumnezeu meu, obosiți, mulți sunt, Doamne, hăituiți, mulți sunt, Doamne, fugăriți, mulți sunt, Doamne Dumnezeu meu, care îndură mari necazuri. De multe ori, Doamne Dumnezeu meu, cu greu ne trăim pașii prin pustiu. Dar Te rog, Doamne Dumnezeu meu, dă-ne puterea să nu ne despărțim de Tine, oricât ar costa, Doamne, oricine ne-ar vrea viața, oricât s-ar ridica împotriva noastră, viu este numele Tău, că vreau și vrem să rămâne credincioșie. Glorie, glorie lui Iisus! Mă rog în această seară, Doamne Dumnezeul meu, pentru puterea aceasta, Doamne, de a răbda până la cap. Te rog să nu-și piardă sfinții nădejdea, să nu-și piardă sfinții răbdarea, Doamne. Este o vreme cum n-a mai fost și se va înrăutăți. Dar, Doamne, știu și sunt deplin încredințat că dragostea Ta nu se mută de la noi. Știu și sunt deplin încredințat că Cel ce a început această lucrare în noi o va duce la bun sfârșit. Știu, Doamne, că Cel neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Te rog în această seară, Doamne, dă-ne puterea să ne despărțim de țiglag, de zona amestecului, dă-ne puterea să ne deslipim de tot ce nu înseamnă voia Ta. Viu este numele Tău, că vrem să trăim pentru Tine. Dă sfinților răbdare și va răsări și ziua fericirii. Va fi o zi, Doamne, Dumnezeul meu, când David, Doamne, a stat pe tron și noi vom sta pe tron și noi vom vedea izbăvirea Ta. Dă-ne puterea să luptăm, dă-ne puterea să rămânem credincioși Ție, Doamne, să Te rogi, suflet de drag. Domnul Dumnezeu în seara aceasta are un singur lucru de făcut cu tine. Dumnezeu vrea să mături tot aluat, să scuturi tot praf. Dumnezeu în această seară vrea să ne facă sfinți după cum este sfânt. Nimic să nu mai fie în noi ce nu este pe placul lui Dumnezeu. Spune-i Domnului în această seară: dăm putere, dăm răbdare, dăm răbdare, dăm răbdare, dăm răbdare, dăm răbdare să nu mă mănânce țiglagul, dăm răbdare să n-alunec, dăm răbdare să nu-mi pierd deja, dăm răbdare să rămân încrezător, dăm răbdare să merg înainte. Că va veni ziua fericirii și ochii mei vor vedea. Aleluia, Doamne, mărire Ție. Roagă-Te, frate, roagă-Te, soră, roagă-Te, prieten, strigă către Dumnezeu și spune în această seară: al Tău vreau să fiu eu, Doamne. Aleluia, Doamne, slavă și mărire Ție, Doamne, mărire numelui Tău, Doamne. Glorie Ție, Doamne, glorie Ție, Doamne, glorie Ție, Doamne, glorie Ție, Doamne, mire Ta, Doamne, mireasa Ta are nevoie, Doamne, de Tine. Mireasa Ta vrea să fie împodobită. Doamne, să ne ierți pentru tot ce n-a fost bun, să ne ierți pentru alunecările noastre, să ne ierți, Doamne, pentru înstrăinarea noastră, să ne ierți pentru orice lucru greu și rău. Oameni, ne vezi pe țara. Am venit să ne închid, cuvântul Tău să ascult. Rugați-mă, 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 rugați-mă. Cu a Ta prezență, ai încetere.
Dumnezeu nostru. Cât de mult ne-am bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu și binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu ne-a vorbit. Amin? Ingredientul de bază a unei vieți de fericire este răbdare. Este cea mai frumoasă binecuvântare atunci când rămâi în Dumnezeu. Țiglacul este zona gri a vieții noastre. Atunci când David și-a pierdut răbdarea, a ales Țiglacul, care înseamnă zona gri. O zonă care nu mai lupți, o zonă lipsită de rugăciune, o zonă lipsită de protecție. Doar atunci când David a înțeles că protecția lui înseamnă ascultare de Dumnezeu, doar atunci când David a acceptat să trăiască cu bunătate, a ieșit din zona Țiglacului. Și atunci a fost binecuvântat. Lăudați să fie Domnul! Este seara în care ne-am bucurat de Cuvântul lui Dumnezeu. Și poate că până în prezent foarte mulți dintre noi am renunțat să mai luptăm. Am ales o zonă de confort. Iată exemplu frumos, David, când și-a înțeles că nu e locul lui acolo. Locul lui este acolo unde Dumnezeu a hotărât. Atunci Dumnezeu i-a redat familia, i-a redat fericirea, i-a redat binecuvântarea. Suntem în încheierea primei seri, a primei sesiuni și aș vrea să continuăm cu rugăciune. Invit fiecare familie, fiecare mamă și tată, fiecare persoană să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu să spunem Domnului, Doamne, vreau să rămân în ascultare de Tine. Cei care ascultă de Dumnezeu sunt în zona de protecție. Iar nu uita că viața trăită pe experiența fericirii este atunci când ai bunătate. Când lipsește din noi bunătatea aceasta, ai experiența mare, triste, nefericite. Dar când trăiești cu bunătate, exemplul lui David, când el a urmat viața aceasta ca exemplu pe Dumnezeu, trăind cu bunătate, Dumnezeu l-a eliberat de zona Țiglac, de zona de confort și a devenit un erou al poporului Israel. Pentru că David l-a slujit după planul lui Dumnezeu. Are Dumnezeu un plan cu tine. Haideți să încheiem cu rugăciune și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, mă conformez planului Tău. Și în această sesiune, Doamne, poate că până prezent am acceptat confortul, am acceptat zona gri a vieții, dar fără să observăm ne-am pierdut familia, fără să observăm ne-am pierdut focalizarea din inimă, pasiunea. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu din cer să fie în centrul vieții noastre, El sursă de fericire. Doamne, îți mulțumim și de binecuvântare.